Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru joi, 22 aprilie. Hai să vedem pentru această zi de joi ce cărți o să iasă pe energia de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, avem niște cărți foarte frumoase. În primul rând, aici, pe partea de dragoste, avem Regele de Săbii, Regele de Voci. O carte foarte frumoasă care ne readuce aminte de importanța strategiei pe termen lung. Această muză de voci, această muză de săbii, acest rege de săbii în tarotul tradițional, vă îndeamnă astăzi să vă faceți o strategie pe termen lung pentru relațiile voastre de dragoste. Fie că sunteți singuri, fie că sunteți la început de relație, fie că sunteți deja într-o relație stabilă. Astăzi este important să aveți această discuție cu voi înșivă, cu eul vostru interior, să identificați nevoile sinelui vostru, atât emoțional, cât și intelectual, cât și material, și să vă definiți un plan pe termen lung. Sunteți singuri și vreți să cunoașteți pe cineva, nu mai lăsați lucrurile la voia întâmplării, ci faceți-vă un plan. Ce fel de persoană vreți să cunoașteți? Cum vreți să fie viitorul vostru partener sau parteneră? Ce lucruri sunt importante pentru voi? Ce lucruri ar fi frumos ca partenerul sau partenera voastră să le aibă, dar nu sunt neapărat criterii eliminatorii? Sunteți la început de relație? În ce direcție vreți să meargă această relație? Vă vedeți cu această persoană și peste 5 ani și peste 10 ani? Care sunt țelurile voastre de cuplu pe termen scurt, mediu și lung? Sunteți deja într-o relație de lungă durată? Care e următoarea etapă în relația voastră? Ce vă doriți de aici mai departe? Și această muză de voci, acest rege de săbii vă îndeamnă să vă faceți această strategie. Regele de săbii este arhetipul acelui maestru la șah care tot timpul își gândește jocul cu 20 de mutări înainte. Da, el acum acționează într-un anumit fel, dar el își cunoaște deja și următoarele 20 de mutări. Și ăsta este mesajul de la Univers și pentru voi astăzi. Faceți-vă acest plan pe termen lung, pentru că atunci când voi știți ceea ce vreți să obțineți, puteți să aveți aceste discuții și cu partenerul sau partenera voastră sau puteți să vă căutați partenerul sau partenera în locurile corecte, în oamenii potriviți, în oamenii care îndeplinesc acele criterii. Nu vă lăsați destinul la voia întâmplării, nu renunțați la forța și la autoritatea voastră asupra propriei vieți. Astăzi, Regele de Săbii vă îndeamnă să fiți arhitecții propriei realități, arhitecții propriei relații și, ca orice bun arhitect, aici nu săpați fundațiile înainte să vă desenați planul. Începeți mai întâi să puneți planul pe hârtie, să faceți toate calculele de cost, de timp, de efort și de-abia pe urmă acționați. Aici, cu Regele de Săbii, cu această muză de voci, mesajul este să calculați de 10 ori și să acționați odată. Învățați să fiți mai eficienți în relația voastră de cuplu, învățați să fiți mai eficienți cu emoțiile voastre, cu sentimentele voastre, pentru că în acest mod o să reușiți să obțineți mai ușor ceea ce vă doriți. Pe partea de sănătate avem aici treiul de materiale, treiul de monede. O carte care ne readuce aminte de importanța efortului depus constant, zilnic. Aici treiul de monede nu ne vorbește despre eforturi fenomenale depuse într-o singură zi și gata, după aceea ați terminat proiectul, nu? Aici treiul de monede ne vorbește despre lucruri mărunte pe care le puteți face zi de zi ca să vă îmbunătățiți sănătatea. Cumva se continuă mesajul ultimelor două zile. Nu vă așteptați la rezultate fabuloase, nu vă așteptați că dacă țineți o singură zi dietă, gata, toate problemele voastre de sănătate se rezolvă. Nu vă așteptați ca cu o singură pastilă să vă rezolvați orice problemă de sănătate, nu. Aici e vorba de un drum lung, vedeți cât e de lung drumul, dar care are multe flori pe marginea sa, are multe momente de bucurie. Și
Recomandarea acestei cărți este să vă impuneți niște targete mărunte, niște țeluri pe termen scurt, mediu și lung și să vă bucurați de fiecare dată când atingeți aceste țeluri. Să vă bucurați de fiecare dată când atingeți un milestone, un target pe care vi l-ați propus, pentru că aceste lucruri o să vă ajute să vă mențineți entuziasmul și să vă mențineți pe traiectoria corectă, pe calea corectă până când ajungeți la capăt. De asemenea, aici cu treiul de monede, ar putea să fie benefic pentru voi să găsiți un grup de suport, un grup de oameni care au aceleași țeluri sau care au aceleași probleme de sănătate, un grup de oameni cu care puteți să schimbați opinii, păreri, de la care puteți să aflați lucruri noi. Poate că e un grup pe Facebook în care oamenii fac schimb de rețete sau de diete mai naturale. Poate e un grup de oameni care fac sport zi de zi. Poate e un grup de susținere pentru indiferent ce problemă de sănătate aveți. Aici, grupurile de oameni, prietenii, oamenii care sunt la același nivel cu voi, care vă ajută și vă susțin, sunt foarte importanți pentru a ajunge cu bine la capăt de drum, pentru a vă menține pe calea corectă până la final. Pe partea de afaceri, carieră, bani, avem aici o carte foarte interesantă. Este vorba de 10-le de inspirații, 10-le de bâte. Și această carte vine să vă aducă aminte că lucrurile care merită făcute nu sunt neapărat și ușor de făcut. Și e foarte important cu această energie astăzi să nu renunțați, pentru că sunteți mai aproape de finalul drumului decât vă imaginați. Ați depus deja aici foarte mult efort, v-ați străduit foarte mult să obțineți ceea ce ați obținut până acum, dar nu sunteți la final, mai aveți puțin de muncă, mai aveți puțin de tras, dar ar fi foarte trist, chiar ar fi foarte nasol să renunțați acum. Sunteți foarte, foarte aproape de a vă obține țelurile, sunteți foarte aproape de a obține ceea ce vă doriți, nu renunțați, perseverați. Mai îndurați încă puțin șeful pe care nu-l puteți suporta, mai îndurați încă puțin colegii care vă tot pisologesc, mai îndurați încă puțin clientul acela care toată ziua vă sună și mai vrea o modificare sau mai vrea o informație, dar parcă nu se hotărăște pe varianta finală, mai îndurați încă puțin, pentru că dacă o să reușiți să ajungeți până la capătul acestui drum, dacă o să puteți să duceți până la bun sfârșit acest proiect, această inițiativă, acest job, o să vină și răsplata, răsplata pe care o așteptați, răsplata pe care o meritați pentru tot acest efort depus. Da, aici cu 10-le de bâte, drumul lung, o mătui mare, dar nu renunțați. Sunteți foarte aproape de final, sunteți foarte aproape de finish line și chiar dacă acum sunteți în acea etapă în care vedeți doar greutățile, în care vedeți doar că n-ați fost apreciați cum ar fi trebuit, că n-ați fost ajutați cum v-ați fi dorit, în scurt timp lucrurile o să se schimbe cu 180 de grade, o să se schimbe radical și o să vă fie recunoscute meritele, o să vă fie răsplătit efortul, o să primiți acea promovare, acea mărire de salariu sau acel bonus pe care îl meritați. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol. Vreau să vă readuc aminte că pe canalul meu de YouTube găsiți și acele etalări interactive. Lăsați-mi în comentarii dacă aveți cumva alte întrebări generale din care aș putea să mă inspir atunci când pregătesc alte etalări interactive pentru voi. Chiar îmi doresc să răspund nevoilor voastre, să vă ajut cât de mult pot cu un sfat bun, cu o vorbă bună și cu interpretarea mesajelor de la cărțile de tarot. Și acum hai să vedem mesajul suplimentar de la aceste cărți oracol pentru această zi, este următorul. Sunt un învingător născut. Iau aminte doar la învingători, oameni care știu ce fac și care duc o viață plină de bucurie, iubire și prosperitate. Un mesaj foarte frumos care vă readuce aminte de importanța modelelor, de importanța valorilor față de care ne raportăm, de importanța modelelor pe care vrem să le emulăm în viața noastră și
cu acest mesaj pe finalul etalării de astăzi, vreau doar să vă dau un avertisment. Nu luați sfaturi de la oameni pe care nu-i admirați. Nu luați sfaturi de viață de la oameni cu care nu ați fi dispuși să faceți schimb de loc în această viață. Pentru că dacă ei nu au reușit să obțină ceea ce voi admirați, ceea ce voi vă doriți, de ce le-ați luat sfatul? Luați sfatul de la oameni care au obținut lucrurile pe care voi acum vă luptați să le obțineți. Pentru că aceia sunt oamenii care au trecut deja prin aceleași încercări ca și voi și care au ieșit la capăt de drum învingători. Ei sunt modelele față de care ar trebui să vă raportați. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!